Bun, Adi, ce facem cu mijlocul? Pentru că eu cred că o mare problemă acum e la mijloc. Există soluții reale? Ca așa, știi cum e? Noi putem să ne visăm pe ele, dar există soluții reale? Da, eu cred că jocul o să se schimbe și la mijloc. Nu știu, Eddie o să aleagă jucătorii din primii 11 în mijloc care o să îi pun acolo. Eu nu știu, m-aș fi gândit și la o chestie de, nu știu, schimbare de sistem. Nu știu, l-aș fi văzut, uite, Man în dreapta, care este ok. Aș vrea să joace Iannis al doilea vârf, pentru că acolo... acolo de randamentul. Manu o să-l dea perfect în partea dreaptă. Practic ce zicea Dinu? Da, exact. Păi, locul lui Iannis, din punctul meu de vedere, acolo e al doilea vârf. Și parcă l-aș trage puțin pe Stanciu în mijlocul terenului. Stanciu este un jucător important care ar putea să creeze lângă Răzvan Marin acolo lucrurile. Și în stânga, nu știu, să găsesc soluții cu Mihail. Adică, La Euro trebuie să... Nu, asta. Una centrală, ai doi jucători, doi mijlocași centrali, ofensiv, practic, ei sunt buni pe fază ofensivă. Dacă echipa este trebuie un jucător, un mijlocaș mai defensiv. Hai să spun ceva, poți să joci fără probleme Man dreapta, pentru că după părerea mea e titular indiscutabil, poți să joci în stânga, ai variante, că joci cu Mihailă, că e Coma, sau mă rog, cine o fie, Drăguș, așa? Și, nu, dar poți să joci cu Drăguș atacant. Da. Poți să joci și cu Drăguș atacant. Adică și viteză de joc. Vorbeam de Luis Munteanu, de exemplu. Mie îmi place mult de tot Luis Munteanu, pentru că îl văd în campionatul României, demarcările pe care le face. Da, adică, dar știi cum e situația lui Alibek, dar parcă are demarcările astea, Alibek vine mult la primit. Luis Munteanu cere mingea în profunzime, mereu dublă demarcare, mereu să deschide. Mie mi-ar fi plăcut să-l văd pe Luis Munteanu. Da, corect, normal, dar mi-ar fi plăcut. Eu crede-mă, ai cuvântul meu de onoare, da? Eu aș juca cel puțin un meci cu Luis Munteanu la Euro. Ai cuvântul meu de onoare. Scuze-mă, imediat că l-avem și pe Florin Manea la telefon. Florin, te salut! Salut! Florine, cum a fost aseară? Un meci amical, s-a văzut o diferență mare între unde joacă cei de la Columbia și unde jucăm noi. Unde nu jucăm noi, dar pe final eu zic că am echilibrat un pic. Să nu spui acum că puteam să-i și egalăm. Na, era 3-0, eram neprezentați deja. Dar, nu, în fotbal e un test, a încercat, acum nu trebuie să... Nu e încurajator, dar... Da. Florina, de ce nu e încurajator? Păi, la modul cum am jucat, poate fi încurajator, nu? Nu cred că am avut o evoluție extraordinară, dar e un meci de pregătire. La european eu știu, sunt 100% că o să mobilizeze altfel băieții și Eddie va merge cu echipa cea mai bună. Nu vor mai fi experiențe. Probabil a vrut și el să vadă anumii jucători și la meciul cu Irlanda, cum se mișcă, cum... Pentru că eu, de exemplu, cum e Denis Drăguș, îl văd titular. Nu, s-a jucat decât 30 de minute, adică cred că a dat șansă și altora să vadă cum se descurcă. Man trebuia să joace, normal, de la început, dar fiind meciul de pregătire, mă gândesc că a testat și el anumite... Știi la ce mă gândeam? Uite, chiar asta discutam acum. Eu l-aș vedea pe Drăguș titular chiar vârf, să știi. Da, și eu l-aș vedea. A intrat bine aseară, a avut ocazia. E iute. Dacă stai să te gândești, avem trei jucători de foarte buni de atac. Ai Mihailă cu viteză extraordinară, ai Drăguș cu viteză foarte bună, Denis Man, care e categoric într-un vârf de formă acum, într-o formă bună. Ai jucători care pot angaja, gen Iannis Hagi, Stanciu, care poate să, cu o pasă finală să le pună în valoare calitățile. Adică nu stăm chiar rău, zic eu. Adică ți-am zis, mi se pare Florin Drăguș un jucător cu care eu aș începe primul 11, spun la modul sincer. Și eu la fel văd lucrurile, mai ales că e în formă, mai ales că a dat goluri, mai ales că există interes pentru el. Am spus-o într-o emisiune aseară, sunt două cluburi din Germania și trei din Portugalia care se interesează de el. Zi-mi, te rog, atâta te întreb, zi-mi ca un nume din Portugalia și unul din Germania, să nu pară așa că aruncăm... Păi, e ușor să ghicești Horia, deci trebuie să fie echipe de top. Că el păi nu, zi-mi un nume din Germania, nu ți le cer pe toate, zi-mi unul din Germania și unul din Portugalia. Nu pot să spun, nu am voie, crede-mă. Dar se subînțelege, sunt echipe de mijlocul clasamentului în Germania
și echipe de top în Portugalia. Deci e Benfica, cum se tot vorbea? În Portugalia doar trei echipe da, pot să plătească. Poftim? Ce ai zis, Florin? Nu pot să confirm, Florin, că tu știi cum e la astea, dar sunt cluburi interesate cu care deja am vorbit. Care, vreau să te întreb ceva, Florin. Care e cota, după părerea ta, lui Drăguș în momentul de față? Cam la cât e cota lui, după părerea ta? 5 milioane. Știu că 5 milioane, în jur la 5 milioane, cu toate că la el, fiind în ultimul an de contract, s-ar putea să fie prețul un pic mai jos. Dar sunt cei de la care au și Genoa, sunt aceiași care au și standardul. Deci îți dai seama că mă știu foarte bine cu ei. Sunt aceiași patroni. Și la Genoa și la Standard și atunci știu foarte bine prețul lui și doleanțele lor. Deci undeva la 5 milioane ar costa Drăguș. Da,